Cele mai multe nemulțumiri sunt legate de problema apei calde și a căldurii. Acestea însă nu sunt singurele probleme pe care ploieștenii își doresc ca primăria să le rezolve. Aș vrea să mai spuneți doar în ce v-ar plăcea să investească primăria prima dată anul acesta. Păi să rezolvăm problema localnicilor din Ploiești cu apa caldă și căldura. Asta ar fi cea principală investiție. După aceea, parcuri, străzi asfaltate, infrastructură. Probleme. Probleme cu traficul, în primul rând. Al doilea rând, încălzirea care n-a mers atâtea luni. Deci ar trebui să prevadă în timp despre ce e vorba. Și poluarea este foarte mare cu rafineriile din jur. Da, se investească în frumusețarea orașului. De exemplu, ce să zic, de Revelion am fost până oraș, înainte Crăciun, de sărbători, deci a fost un oraș mort. Nu știu. Sincer, nu știu. Nu știu, orașul e la pământ. Atât, altceva nu. N-am ce să vă spun. Cu toate că vor ca problemele să fie rezolvate, ploieștenii spun că nu sunt prea încrezători, mai ales din cauza dificultăților economice prin care primăria trece. Nu. Nu vor face față. Atâta timp cât nu se gestionează corect resursele financiare, nu. M-aș îndoi. M-aș mira. Chiar. Sunt cheltuielile foarte mari și structura administrativă e foarte stufoasă. Ploieștenii speră că anul 2023 să aducă mai multe realizări din partea autorităților locale.